Capitolul 20 Trupul lui Rocky încinge întreaga cameră. Abia dacă pot să mă mișc, atât este de puternică forța centrifugă. Ah! Mor mă împingându-mă de pe monitorul spart. Mă târăsc peste cioburi la următorul monitor. Încerc să nu-mi ridic prea mult din corp odată. Trebuie să-mi păstrez forțele. Întrec degetul peste monitor și ating butoanele de jos de selectare a ecranului. Am o singură șansă să fac asta. Mi-amintesc comenzile de navigare. Secțiunea de control manual are un buton pentru anularea tuturor rotațiilor. Este foarte tentant acum, dar nu pot să risc. Compartimentul de combustibil este larg deschis, am ejectat câteva rezervoare și habar n-am ce altceva a mai fost distrus. Ultimul lucru pe care vreau să-l fac este să pornesc vreun motor rotativ nici măcar pe cele mici care controlează poziția. Comut la ecranul centrifugă. Clipește în roșu și alb încă furios din cauza rotirii excesive la care este supusă nava. Cu efort resping avertismentul apoi într-un modul manual. Apar o mulțime de avertismente de genul Hei, nu face asta!" dar le resping pe toate. În curând dețin controlul asupra rolelor cu cablu. Le pun să se învârtă la viteză maximă. Camera se răsucește și se înclină în moduri bizare. Urechile interne și ochii mei nu se bucură de discrepanța asta. Știu că este din cauza celor două jumătăți de navă care se separă și asta are un efect urât asupra forțelor pe care le simt aici, în camera de comandă. Dar logica nu servește la nimic în astfel de situații. Întorc într-o parte capul și vomit pe perete. După câteva secunde, forța se reduce dramatic acum este mult mai acceptabilă mai mică de un g de fapt totul grație magiei matematicii centrifugei forța pe care o simțiți într o centrifugă este inversă cu pătratul razei derulând cablurile am făcut ca raza să crească de la 20 de metri jumătate din lungimea navei la 75 de metri distanța de la camera de comandă la centrul de greutate când cablurile sunt complet extinse nu știu cu câtă forță aveam de a face mai înainte, dar acum este doar a 14-a parte din cât a fost. În continuare sunt țintuit de monitor, dar nici pe departe atât de ferm. Estimez cam o jumătate de G. Pot să respir din nou. Totul este cu susul în jos. Am folosit centrifuga în modul manual, așa că a făcut exact ce am spus și nimic altceva. A extins cablurile. Nu a rotit compartimentul echipajului cu fața spre înăuntru. Centrifuga împinge totul spre botul compartimentului echipajului. Laboratorul se află acum în sus față de mine, iar dormitorul este și mai sus. Nici măcar nu știu unde se află comenzile manuale pentru rotirea compartimentului echipajului și n-am timp să le caut. Deocamdată trebuie să lucrez pe tărâmul cu susul în jos. Țopăi până la ecluză și o deschid. Înăuntru totul este vraiște, dar nu-mi pasă. Desfac costumul de aev mototolit și detașez mânușile. Mi le pun. Mă întorc în camera de comandă, mă aflu pe console. Ecranele de comandă sunt acum jos. Sper să nu stric foarte tare lucrurile. Mă poziționez deasupra trupului lui Rochi, îl apuc de-o parte și de alta a carapacei cu mâinile înmănușate și ridic. Dumnezeule mare! îl las înapoi jos. Dacă încerc să-l mișc așa, o să rămân fără șira spinării. Dar am reușit să-l ridic cât uși de puțin. Mi s-a părut că are 200 de livre. Slavă Domnului că suntem la jumătate de gravitație. La gravitație integrală ar cântări 400 de livre. Am nevoie de ceva mai mult decât mâinile ca să-l ridic. Scot mânuși le ricoșez înapoi la ecluză și arunc la o parte lucruri până ce găsesc pripoanele de siguranță. Răsucesc două pripoane pe sub carapacea lui Rochi și mi le trec peste umeri. În timpul acestui proces mă ard pe brațe în mai multe locuri, dar o să mă ocup de asta mai târziu. Prind fiecare pripon de el însuși pe sub Nu o să fie confortabil și cu siguranță nu o să arate bine, dar o să am mâinile libere și o să mă folosesc de picioare. Mă întind prin trapă în laborator și mă apuc cu amândouă mâinile de cea mai apropiată treaptă. O să meargă lent la început. În camera de comandă nu există nicio scară. De ce ar exista? Nimeni nu s-a gândit că o să ajungă cu susul în jos. Umerii îmi țipă de durere. Acesta nu este un rucsac bine proiectat cu o încărcătură echilibrată corespunzător. E un extraterestru de 200 de livre ținut de două curele subțiri care îmi sapă în clavicule. Și nu pot decât să sper că punctul de topire al priponului de nylon este mai mare decât temperatura corpului lui Rocky. Mormăi și mă schimonosesc treaptă cu treaptă până ce ajung și cu picioarele în laborator. Folosesc marginea trapei ca să îmi proptesc picioarele și îl trag pe Rocky în sus cu curelele. Laboratorul este un dezastru. Totul se află pe tavan sub formă de grămezi. Doar masa și scaunele au rămas pe podeaua de deasupra mea, căci sunt prinse de ea. Și, din fericire, majoritatea echipamentului delicat este fixat pe ele. Totuși, acel echipament delicat de laborator din magazin nu a fost proiectat ca să fie scuturat ca floricelele de porumb și supus la 6 sau 7 G. Mă întreb câte din lucruri sunt stricate, iremediabil. Aici gravitația este mai mică. Mă apropii de centrul centrifugei. Cu cât urc, cu atât va fi mai ușor. Dau din drum cu piciorul consumabilele de laborator și echipamentul și îl trăsc pe rochii spre trapa dinspre dormitor. Repet procesul dureros de acum o clipă. Forța este mai mică, dar în continuare doare. Folosesc din nou trapa ca punct de sprijin ca să-l trag pe rochii în încăpere. Secțiunea mea mică de dormitor abia dacă ne cuprinde pe amândoi. Secțiunea lui Rochi este vraiște, la fel ca laboratorul. Bancul lui de lucru nu a fost prins în podea, așa că acum se află pe tavan. Îl târăsc pe rochii de-a tavanului și mă urc în patul meu care s-a răsucit complet grație montajului pe pivot. Constituie o platformă convenabilă ca să ajung la ecluza dintre zona mea și cea a eridianului. Ușa ecluzei este deschisă spre partea mea. A folosit-o ca să vină să mă salveze. Frate, de ce ai făcut asta, mormăi? Ar fi putut să mă lase să mor. Așa ar fi trebuit, serios. S-ar fi descurcat fără probleme cu forța centripetă. Ar fi putut să o ia pe îndelete să născocească o invenție și să o folosească pentru a recupera controlul asupra navei. Da, știu, e un tip cum se cade și mi-a salvat viața, dar acum nu-i vorba despre noi. Are o planetă de salvat. De ce și-a riscat viața și întreaga misiune pentru mine? Ușa ecluzei nu ajunge la tavan, așa că o să trebuiască să mă joc de-a este lavă ca să ajung înăuntru. Sar în ecluză din patul meu, apoi folosesc curelele ca să-l trag pe rochii. Înăuntru cu mine. Încep să ies afară și atunci văd panoul de control al ecluzei. Sau mai degrabă văd cutia distrusă a ceea ce a fost cândva panoul de control al ecluzei. O, zău așa țip! Ambele părți ale ecluzei aveau panouri de control pentru ca rochii și cu mine să o putem acționa după nevoie. Dar acum panoul meu este distrus. Probabil lovit de vreo sfărâmătură care a zburat prin prejur în timpul haosului. Trebuie să-l duc pe Rocky înapoi în mediul lui, dar cum? Am o idee. Nu e o idee bună. În camera propriu zisă a ecluzei există o supapă de urgență care poate lăsa să pătrundă aerul din partea lui. Se află acolo pentru un caz limită precis. În niciun caz eu nu pot să intru vreodată în zona lui Rocky de pe navă. Cu siguranță nu fac față în mediul lui, iar costumul meu de aev ar fi zdrobit ca o boabă de strugure dar Rocky poate să intre în zona mea cu costumul lui spațial artizanal ca o sferă. Așadar, doar pentru extra precauții, numai în cazul în care ar fi apărut o urgență în timp ce Rocky se afla în sfera lui necluză. există o supapă de siguranță care lasă să intre aerul din partea lui. Este o pârghie mare de fier, așa că poate fi manevrată cu magneții pe care îi cară Rocky cu el când se află în sferă. Mă uit la pârghia din ecluză. Arunc o privire uși ușii ecluzei dinspre compartimentul meu și închizătorii ei cu roată. Mă uit înapoi la pârghie, apoi din nou la ușă. Îmi încordez mușchii și număr în gând până la trei. Trag de pârghie și sar spre compartimentul meu. În ecluză și dormitor năvălește amonia copărit. Trântesc ușa ecluzei în urma mea și răsucesc roata de închidere. Aud șuieratul din partea cealaltă, dar nu văd nimic. Este posibil să nu mai văd niciodată nimic. Ochii îmi iard de parcă ar fi luat foc. În plămâni îmi pare că o sută de cuțite s-au apucat să danseze. Pielea mi este amorțită pe toată partea stângă, iar nasul să nu mai vorbim. Mirosul este atât de pătrunzător încât simțul mirosului a cedat. Gâtul mi se blochează. Corpul meu nu vrea să aibă de-a face deloc cu amoniacul. Cal șuier. Calculator, vreau să mor, mă doare peste tot, mă cață în pat, ajutor șuier. Rând multiple, spune calculatorul, mucus ocular excesiv, sânge în jurul gurii arsuri de gradul 2, dificultăți de respirație, rezultat triaj, intubare. Brațele mecanice care din fericire nu par să aibă vreo problemă cu faptul că se află cu susul în jos mă și învără cu violență ceva pe gât. Simt o înțepătură în brațul bun. Fluide intravenos și sedare raportează calculatorul. Apoi mă sting ca o lumină. Mă trezesc acoperit de echipament medical și cu dureri. Pe fața am o mască de oxigen. Brațul drept are o perfuzie, iar brațul stâng îmi este bandajat de la încheietură până la umăr. Doare ca naiba. De altfel, totul mă doare. Mai ales ochii, dar măcar pot să văd. Asta-i bine. Calculator, spun cu voce gâjuită. Cât am dormit? Pierderea cunoștinței a durat șase ore și șaptesprezece minute. Inspira adânc. Plămânii parcă-mi sunt acoperiți cu zmoală probabil flecmă sau altă mâzgă. Mă uit spre zona lui Rochi. El este exact unde l-am lăsat în ecluză. De unde știi dacă un eridian e mort? Când doarme Rochi nu se mai mișcă. Dar probabil același lucru se întâmplă și când moare un eridian. Calcu... tușesc. Calculator, care-i saturația de oxigen din sângele meu? 91%. O să trebuiască să ajungă. Îmi scot masca și mă ridic în pat în capul oaselor. Brațul bandajat mă înțeapă la fiecare mișcare. Îmi smulg diferite lucruri de pe corp. Strâng și desfac pumnul stâng. Funcționează. Mușchii sunt doar puțin dureroși. Am fost izbit de o rafală rapidă de amoniac foarte fierbinte la presiune foarte ridicată. Cel mai probabil am arsuri chimice la plămâni și la ochi. Și probabil o arsură fizică pe braț partea stângă a dus greul exploziei. O presiune de 29 de atmosfere la 210 grade Celsius. Așa trebuie să te simți după un atac cu grenadă. Nota aparte. Faptul că nu ne-am prăbușit pe planetă fără nimeni la cârmă e pur noroc. Fie nava se află pe o orbită stabilă, fie am scăpat complet de gravitația lui Adrian. Scuturi din cap. E absolut absurd câtă putere am în compartimentul pentru combustibil. Să nu pot nici măcar să-mi dau seama dacă sunt aproape de o planetă. Wow! Am noroc că trăiesc! Altfel nu pot să o spun. Tot ce fac de acum încolo este un dar din partea Universului. Mă dau jos din pat și stau în fața ecluzei. Gravitația este încă la jumătate de G și totul se află în continuare cu susul în jos. Ce pot să fac pentru Rocky? Mă așez pe podea față în față cu trupul lui. Pun mâna pe peretele ecluzei. Pare prea melodramatic, așa că o retrag. În regulă știu noțiunile de bază ale biologiei eridiene. Asta nu mă face medic. Înhaț o tabletă și frunzăresc diferite documente pe care le-am creat. Nu mi-amintesc tot ce mi-a spus, dar măcar am luat notițe extensive. Când este grav rănit, corpul eridian se decuplează pentru a încerca să lucreze pe toate fronturile deodată. Sper că micuțele celule ale lui Rocky își fac treaba acolo înăuntru. Și sper că știu cum să repare pagubele provocate de... 1. Scăderea presiunii aerului la 29 -a parte din cea la care au evoluat. 2. Expunerea bruscă la o grămadă de oxigen. Și 3. Expunerea la aproape 200 de grade mai puțin decât se aștepta corpul lui. Măscuturi de îngrijorare și revin la notițe. Ah, aici zic, iată informațiile de care am nevoie. Capilarele din radiatorul carapacei lui sunt făcute din aliaje de metal reduse. Sistemul circulator ambiental pompează sângele bazat pe mercur prin vasele acelea, iar aerul trece peste ele. În atmosfera lipsită de oxigen de pe erid este perfect logic. În a noastră este butoiul cu pulbere perfect. Mult oxigen tocmai a trecut peste niște conducte de metal foarte încinse, nu mai groase decât un fir de păr omenesc. Acestea au luat foc. Asta am văzut ieșind din orificiile de ventilare ale lui Rocky. Îi luase foc radiatorul la propriu. Isuse! Întregul organ trebuie să fie complet plin de funingine și alți produși de ardere. Iar capilarele o să fie îmbrăcate în oxis, ceea ce va distruge conductibilitatea termică. La naiba, oxizii sunt izolatori. Cel mai prost rezultat cu putință. În regulă. Dacă e mort, e mort. Nu am cum să-i fac și mai mult rău. Dar dacă trăiește, trebuie să-l ajut. Nu există niciun motiv să nu încerc. Dar ce de făcut? Atât de multe presiuni, atât de multe temperaturi, atât de multe amestecuri de aer. Trebuie să le urmăresc pe toate. Propriul mediu cel al lui Rocky și acum și mediul terenului de reproducere a astrofagului de pe Adrian. Dar mai întâi gravitația. M-am săturat să trăiesc în aventură pe Poseidon. E momentul să îndrept această navă. Îmi croiesc drum în jos în camera de comandă. Ecranul central este distrus, dar celelalte merg bine. Și oricum sunt interșanjabile. O să montez în centru un înlocuitor când o să am timp. Deschid ecranul centrifugă și scormonesc nițel printre comenzi. În fine, le găsesc pe cele manuale pentru rotirea compartimentului echipajului erau îngropate destul de adânc printre opțiuni. Mă bucur că n-am încercat să le caut în timpul crizei. Îi comand compartimentului echipajului să se rotească. Foarte, foarte lent. Setez viteza la un grad pe secundă. Rotirea durează trei minute. Și aud o mulțime de buvnituri, zbituri și troznituri din laborator. Nu-mi pasă de niciuna dintre ele. Vreau doar să mă asigur că Rocky nu o să fie rănit și mai tare. Viteza asta lenta ar trebui să-i facă trupul să alunece pe tavanul ecluzei, apoi de-a lungul peretelui și în cele din urmă, pe podea. În orice caz, ăsta e planul. Odată ce rotația este completă, lucrurile par din nou normale, chiar dacă la doar o jumătate de G. Revin în dormitor ca să văd ce face Rocky. Se află pe podeaua ecluzei acum și tot cu partea dreaptă deasupra. Bun. A alunecat, nu s-a rostogolit. Chiar vreau să mă ocup de Rocky, dar trebuie să mă asigur că aventura care este posibil să-l fi omorât nu a fost inutilă. Înhați containerul cu probe din ecluza navei. Sincer să fiu, sunt într-o câtva bucuros că l-am lăsat acolo. A fost protejat de toate accelerațiile bruște și nebunești, chiar de costumul de AF, m a mototolit lângă el. Rocky a fost prevăzător și a pus afișajul de pe colector să ne indice temperatura și presiunea dinăuntru. Sunt indicatori analogici cu cadran în numerologia eridiană în bază 6. Dar am văzut destule ca să le pot traduce. Interiorul sferei are minus 51 de grade Celsius cu o presiune de 0,02 atmosfere. Și știu din spectrometria de mai devreme care este compoziția atmosferei. În regulă, ăsta e mediul pe care trebuie să-l reproduc. Triești ce-a rămas din laborator. Merge încet pentru că nu pot să-mi folosesc brațul stâng decât la capacitate minimă. Dar îl pot folosi măcar ca să dau deoparte lucruri. Doar să nu ridic greutăți cu el deocamdată. Găsesc un container sub vid care este doar puțin spart. E un cilindru de sticlă în formă de tambur cu diametrul de aproximativ un picior. Peticesc spărtura cu adeziv epoxidic și îi fac un test. Reușește să pompeze aerul afară și să mențină vidul. Dacă poate să mențină vidul, poate să mențină și 0,02 atmosfere. Pun containerul cu probe înăuntru. Dulapul de depozitare a chimicalelor este în continuare ancorat ferm de perete. Îl deschid. Desigur, tot ce era înăuntru este vraiște, dar majoritatea recipientelor par intacte. Înhați flaconașul cu astrofac de pe pământ. Există cam un gram acolo inclus în rezervele destinate testărilor. Pot oricând să mai fac rost dacă am nevoie. Tot ce trebuie să fac este să tai oricare dintre conductele de răcire cu astrofac de pe carcasă. Dar deocamdată nu este nevoie de asta. Proba e o mâzgă uleioasă pe fundul flaconului. Deschid recipientul și o adun cu un bețișor cu vată. Gramul acela de astrofag are 100 de mii de miliarde de juli energie. Mai bine să nu mă gândesc la asta. Mânjesc cu astrofag peretele interior al camerei de vid și lasă să cadă bețișorul cu vată înăuntru lângă sonda cu probe. Pompez tot aerul afară din camera de vid. Materialele chimice includ mai mulți cilindri mici cu gaze. Din fericire, cilindrii de oțel sunt duri, așa că au supraviețuit jocului de flipper cosmic prin care tocmai am trecut. Adaug gaze în camera de vid, unul câte unul, prin supapa de alimentare. Vreau să reproduc atmosfera lui Adrian. Pompez înăuntru dioxid de carbon, metan și chiar argon. Nu-mi închipui că argonul o să conteze. E un gaz nobil, așa că n-ar trebui să reacționeze cu diverse chestii. Dar așa am gândit și despre xenon, și s-a dovedit a fi greșit. N-am nicio modalitate să răcesc aerul dinăuntru la minus 50 de grade, așa că nu pot decât să sper că formele de viață de acolo se descurcă la temperatura camerei. Când termin de pus argonul, aud un declic. Este colectorul, exact după cum le-a proiectat Rocky. Când presiunea de afară corespunde presiunii de la altitudinea de reproducere a astrofagului de pe Adrian, micile supape se deschid. Bătrânul Rocky, cel mai bun inginer pe care l-am cunoscut, în regulă, am pus proba cât mai în siguranță cu putință. Compoziția aerului și presiunea sunt cât s-a putut de apropiate de mediul nativ și există o mulțime de astrofagi tocmai bun de mâncat. Dacă înăuntru se află vreun prădător microscopic, acesta ar trebui să fie în condiții bune. Îmi șterg fruntea cu brațul bandajat și de îndată regret. Mă crispez de durere. Cât o fi de greu, Ryland? Spumec la adresa mea. Încetează să-ți folosești brațul ars. Cobor scara spre dormitor. Calculator analgezice. Brațele coboară și mi un pahar de hârtie cu două pastile în el și o cană cu apă. Iau pastilele fără măcar să verific ce sunt. Mă uit din nou la prietenul meu și încerc să fac un plan... A trecut mai mult de o zi de când l-am îndesat pe ochii în ecluza aia și n-a mișcat deloc. Dar eu nu am pierdut vremea. Am produs niște invenții în laborator de genul savantului nebun. Genul ăsta de a crea astfel de jucărioare este de fapt punctul forte al lui Rocky, dar mi-am dat toată osteneala. M-am gândit la o mulțime de abordări. Însă, în cele din urmă, cred că ar trebui să las corpul lui Rocky să se vindece singur cât mai mult cu putință. Nu m-aș simți confortabil să operez un om dar amite un eridian. Cu siguranță, corpul lui știe ce să facă. Trebuie doar să-l las. Asta nu înseamnă că nu o să fac nimic totuși. Am o bănuială despre ce se întâmplă. Și dacă mă înșel, ideea mea de tratament nu o să-i facă rău. În momentul acesta, în organul lui radiator există o grămadă de funingine și alți produși rezidual de combustie. Așa că probabil nu funcționează bine. Dacă Rocky trăiește, corpul lui o să aibă nevoie de mult timp ca să scape de toate alea. Poate de prea mult timp, Aș putea oare să-l ajut?" Țin cutia în mână. Este închisă pe cinci din cele șase laturi cu o latură rămasă deschisă. Pereții sunt din oțel gros de patru inci. Mi-a luat o zi să repar strungul și să-l fac să funcționeze din nou, dar odată ce am făcut o frezare, a acestei cutii a fost floare la ureche. Înăuntru se află o pompă de aer de mare putere. Doar atât. Pot să suflu aer cu presiune foarte mare." Am testat-o în laborator și a făcut o gaură într-o foaie de aluminiu groasă de un milimetru de la un picior distanță. Chiar funcționează. Aș vrea să pot pretinde că sunt un geniu care a făcut toate astea de la zero, dar realitatea este că tot ce am făcut a fost cutia. Pompa este refolosită de la un rezervor de presiune înaltă. În cutie se află și o baterie, o cameră, niște motoare pas cu pas și o bormașină. Am nevoie de toate acestea pentru ca planul meu să funcționeze. Am făcut într-o câtva curățenie prin laborator. Majoritatea echipamentului este distrus, dar o parte poate fi reparat. Trec pe cealaltă parte a mesei unde am un alt experiment. Am o așchie mică de xenonit. Un șpan rămas de când am făcut 200.000 de verigi de lanț. Am folosit o cantitate generoasă de rășină epoxidică pentru a o lipi la vârful unui burghiu plat. Se usucă de peste o oră. Ar trebui să fie gata. Ridic burghiul, iar xenonitul se ridică odată cu el. Încerc din răsputeri să le deslipesc. Nu pot. Încuvințesc din cap și zâmbesc. S-ar putea să meargă. Mai fac câteva teste cu cutia. Telecomanda mea pentru motoare funcționează destul de bine. Nu este o telecomanda adevărată. Este formată dintr-un pâlc de comutatoare atașate pe un capac al unui container din plastic. Firele de la comutatoare trec printr-un orificiu mic din oțel care este umplut la rândul lui cu rășină. Pot să pornesc și să opresc orice componentă dinăuntru. Asta e telecomanda mea. Nu pot decât să sper că motoarele nu au vreo problemă cu căldura ridicată sau amoniacul. Aduc totul în dormitor și pregătesc adezivul epoxidic. Fac amestecul și îl aplic cu generozitate pe marginile părții deschise a cutiei de oțel. Apăs cutia pe peretele ecluzei și o țin apăsată. Apoi stau acolo, pres de 10 minute, ținând cutia pe loc. Aș fi putut să o lipesc de perete cu banda adezivă cât se întărea epoxidul, dar vreau o izolare bună și nu vreau să-mi asum niciun risc. Mâinile omenești sunt cleme mai bune decât orice unealtă pe care aș putea să o am în laborator. Eliberez cu mare grijă cutia și aștept să cadă. Nu cade. O punct de câteva ori, dar pare destul de solidă. Epoxidul se face în 5 minute, dar aștept o oră întreagă să se întărească. Mă întorc în laborator. De ce nu? Să vedem ce se întâmplă în micul meu terariu cu extraterestrii. Din întâmplare nu mare brânză. Nu știu la ce mă așteptam. Poate la niște farfurioare zburătoare care să învâșie prin cameră? Dar cilindrul arată exact cum arăta și înainte. Colectorul se află unde l-am lăsat. Astrofagul mânjit pe perete este neschimbat. Vețișorul cu vată este... Hei! Mă aplec și mă așez. Mijesc ochii în cameră. Bețișorul cu vată s-a schimbat. Doar puțin e mai pufos. Marfă. Poate că există ceva acolo la care m-aș putea uita. Trebuie doar să-l pun la microscop ca să Oh, îmi pică fisa. N-am nicio modalitate să extrag probe. Pur și simplu am omis partea asta. Tontule îmi dau una peste frunte, mă frec la ochi. Între durerea de la arsuri și amețeala de la analgezice mi este greu să mă concentrez. Și sunt obosit. Un lucru am învățat pe vremea gimnaziului. Când ești amețit de oboseală, împacăte cu ideea asta. Nu încerca să rezolvi lucruri fix atunci. Am un container sigilat în care la un moment dat va trebui să umblu. O să-mi dau seama mai târziu cum anume. Îmi scot tableta și fac poze containerului. Regula numărul 1 în știință. Dacă se schimbă ceva în mod neașteptat, documentează schimbarea. Ca să fiu și mai științific, orientez o cameră web asupra experimentului și programez calculatorul să captureze câte un cadru pe secundă. Dacă se întâmplă ceva în mod lent, vreau să știu. Mă îndrept înapoi spre camera de comandă. Unde naiba ne aflăm? Lucrez nițel la consola de navigație și descoper că încă suntem pe orbită. Este relativ stabilă. Orbita asta se va degrada în timp probabil. Dar nu-i nicio grabă. Verific toate sistemele navei și rulez cât de multe diagnostice pot. Nava s-a descurcat destul de bine, în ciuda faptului că n-a fost proiectată nici pe departe pentru astfel de situații. Cele două compartimente de combustibil pe care le-am ejectat nu mai sunt în apropiere, dar celelalte șapte par a fi în stare bună. În carcasă există fisurii și colo potrivit testelor de diagnosticare, dar par a fi toate interne. Nimic spre exterior, ceea ce e bine. Nu vreau ca astrofagul meu să-l vadă iarăși pe Adrian. Una dintre microbreșe este evidențiată cu roșu. Mă uit mai îndeaproape. Locul breșei a făcut calculatorul să intre în agitație. Este în peretele despărțitor dintre zona pentru combustibil și marginea vasului de presiune. Asta mă îngrijorează. Peretele despărțitor se află între compartimentul de stocare de sub dormitor și compartimentul 4 pentru combustibil. Mă duc să arunc o privire. Ochii tot n a mișcat. Nici o surpriză în privința asta. Cutia mea de oțel a rămas unde am pus-o. Probabil acum aș putea să o folosesc, dar sunt hotărât să aștept o oră întreagă. Deschid panourile zonei de depozitare și trag afară o mulțime de cutii. Mă cațăr în spațiul respectiv cu o lanternă și o trusă de scule. Este înghesuit. Cel mult trei picioare înălțime. Trebuie să mă târăsc în interior timp de vreo 20 de minute până ce găsesc în fine breșa. Dau peste ea numai pentru că în jurul marginilor s-a format un pic de gheață. Aerul care iese în vid răcește foarte tare, foarte repede. De fapt, probabil că gheața a ajutat la diminuarea pierderii aerului. Nu că ar fi contat. Pierderea este atât de mică încât ar trece niște săptămâni până să devină o problemă. Iar nava probabil că are și aer de rezervă în orice caz. Totuși, nu există niciun motiv să-i permit să se piardă. Aplic o cantitate generoasă de rășină epoxidică pe un petic mic de metal și etanșez breșa. Trebuie să o țin apăsată mult mai mult de 5 minute ca să se întărească. Atunci când este rece rășina epoxidică are nevoie de mult timp pentru întărire, iar în acel loc peretele despărțitor este sub punctul de îngheț din cauza scurgerii. M-am gândit să iau un pistol de încălzit din laborator, dar asta înseamnă o grămadă de muncă. Prefer să țin peticul mai multă vreme. Durează cam 15 minute. Cobor scara și tresar la fiecare mișcare. Brațul mă doare acum constant. O înțepătură nesfârșită. N-a trecut o oră, dar analgezicele nu-și mai fac treaba. Calculator. Analgezice. Doză suplimentară disponibilă în 3 ore și 4 minute. Mă încrunt. Calculator, cât este ceasul? 7 și 15 post meridian ora standard a Moscovei. Calculator setează ceasul la 11 post meridian ora standard a Moscovei. Setare ceas finalizată. Calculator analgezice. Brațele minmânează un pachet cu pastile și o punguță cu apă. Le dau peste cap. Ce sistem stupid. Astronauții în care ai încredere că salvează lumea dar nu și că -și monitorizează dozele de analgezice... Stupid. În regulă. A trecut destul timp. Îmi întorc atenția spre cutie. Mai întâi trebuie să dau o gaură în xenonit. Iar dacă lucrurile merg prost, ăsta va fi momentul în care se va dezlănțui iadul. Ideea generală este ca mașina de găurit din cutie să facă o gaură în xenonit, iar cutia să rețină presiunea care va năvăli. Dar nu se știe niciodată. Poate cutia nu este suficient de bine fixată. Port o mască medicală și ochelari de protecție. Dacă în cameră o să izbucnească un jet de amoniac supraîncălzit și la presiune înaltă, nu trebuie să mor din cauza lui. Mai devreme am pilit o vergea de metal care să servească pe post de țepușă. Diametrul ei este un pic mai mare decât burghiul pregătit în cutia de oțel. Țin țepușa și ciocanul la îndemână. Dacă presiunea a cutia o să-mi desțe în gaură și sper că o să acționeze ca un dop. Desigur, este posibil ca presiunea să nu desprindă cutia complet. Este posibil ca aerul să iasă doar pe lângă marginile prin seculipici. Dacă se întâmplă asta, o să trebuiască să lovesc cutia cu ciocanul până când se desprinde și abia apoi să-mi fixe pușa. Da, este ridicol de periculos. Dar pur și simplu nu știu dacă rochi o să supraviețuiască fără ajutor. Poate că sunt emoțional în loc să fiu rațional. Și cei cu asta strâng de ciocan și țepușă. Apoi activez bormașina. Străpungerea xenonitului de către bormașină durează atât de mult încât mă calmez de plictiseală. Este doar un centimetru, dar e ca și cum ai încerca să maci în diamant. Am noroc că burghiul este suficient de dur încât să facă măcar ceva. Transmisiunea camerei dinăuntru arată un progres lent și constant. În loc să se lase perforat ca lemnul sau ca metalul, xenonitul se comportă mai degrabă ca sticla. Se rupe nașchi și bucățele. În cele din urmă burghiul pătrunde în partea cealaltă. Este imediat împins înapoi în cutie și îndoit într-o parte de către presiune. Se aude o bufnitură când aerul eridian năvălește în cutiuță. Mijesc ochii. Apoi, după câteva secunde, îi deschid din nou. În cazul în care cutia avea să explodeze, ar fi făcut-o până acum. Etanșarea a ținut. Deocamdată, cel puțin. Răsuflu ușurat. Dar nu-mi scot masca sau ochelarii. Nu se știe niciodată când poate să cedeze etanșarea. Verific ecranul camerei. Aceasta se va orienta perfect, așa că am fost foarte isteț să mă asigur că o cameră poate. Nu există transmisiune de la cameră. Mă doare încheietura, așa că retrag mâna. A, da! Camerele web nu sunt proiectate să lucreze la 210 grade Celsius și 29 de atmosfere. Iar cutia mea din oțel masiv, ei bine, este din oțel masiv. Oțelul este un excelent conductor de căldură. Acum nici măcar nu mai pot să o ating atât e de fierbinte. Sunt un prost din nou. Întâi containerul cu probe de pe Adrian, iar acum asta. Vreau să dorm, dar rochi e mai important. Măcar prostia nu e definitivă. O să continui. Știu că n-ar trebui, dar sunt prea prost ca să țin cont de asta. În regulă, camera nu funcționează. Nu pot să văd în cutie. Dar pot să-l văd pe rochii în ecluză, fiindcă xenonitul este transparent. Trebuie să mă descurc cu ce am. Pornesc pompa de presiune înaltă. Merge, cel puțin face zgomot. Ar trebui să sufle un jet de aer cu presiune foarte mare în direcția lui Rocky. La 29 de atmosfere aerul se comportă aproape ca apa. Cu un jet pot să dărâm lucruri, dar amoniacul este transparent, așa că n-am idee încotro se duce. Ajustez unghiul jetului cu servocomenzile. Funcționează? N-am nici cea mai mică idee. Pompa este prea zgomotoasă ca să aud dacă servă comenzile fac ceva. Baleez în stânga și în dreapta ridicând și coborând jetul după un plan. În cele din urmă observ ceva. Una dintre manetele din ecluză se mișcă un pic. Mă concentrez pe ea. Este împinsă înapoi câțiva inci. Te-am prins, zic. Acum știu un cotroțintește. Cu ceva supoziții, orientez jetul spre orificiile de ventilare ale carapacei lui Rocky. Nu se întâmplă nimic, așa că întreprind o căutare în rețea înainte și înapoi în sus și în jos până ce obțin un rezultat. Și ce mai rezultat? Am atins punctul optim. Dintr-o dată, orificiile de ventilare din carapacea lui Rocky eliberează un fum negru. Praful murdar și resturile care se adunaseră când luase foc. Simt o satisfacție intensă. E ca sentimentul pe care îl ai când aspiri un calculator vechi. Baleiez înainte și înapoi încercând să ating fiecare orificiu de ventilare pe rând. Orificiile ulterioare nu conduc nici pe departe la un rezultat la fel de spectaculos ca primul. Cred că toate conduc la același organ, așa cum fac gura și nasul unui om. Orificii multiple pentru redundanță și siguranță. După câteva minute nu mai iese niciun fel de funingine. Opresc pompa. Ei bine, amice, am făcut tot ce am putut. Sper că pot să faci restul. Petrec restul zilei lucrând la o cutie secundară și una terțiară. Le lipesc peste dispozitivul meu. Acum aerul eridian va trebui să străpungă trei etanșeri pentru a ajunge în compartimentul meu. Cred că vor fi suficiente. Sper că rochii o să se trezească.